Dilema dintre religie și știință este o temă captivantă și complexă. În epoca modernă ne-am obișnuit să considerăm știința drept triumfătoare în fața unor credințe religioase percepute ca fiind învechite sau retrograde. Totuși, alternativa de a respinge complet știința în favoarea spiritualității este la rândul ei o abordare extremă și vă invit la un curs interesant despre această tematică la Fundația Calea Victoriei, alături de invitații noștri, lectorii Alexandru Liciu și Ștefan Mârzu. Bine v-am găsit! La mulți ani! La mulți ani! De-abia aștept să povestim despre ce vom descoperi, da, în cadrul acestui nou curs la Fundația Calea Victoriei. Hai să vedem când începe, cum ne înscriem și cum este structurat, ce vom descoperi, cum l-ați gândit. Înscrierea cred că încă mai e deschisă până foarte puțin. Vom începe chiar de miercuri. Și structura e destul de condensată. Noi am avut în plan un curs ceva mai lung, dar poate îl vom mai continua. Vorba de 5 cursuri, o dată pe săptămână. Întâlnirea va fi la Fundația Calea Victoriei. Și tematica, noi încercăm prin tematica noastră să intrăm direct în miezul problemei, și anume unde apare în istorie formulat explicit conflictul știință versus religie. Da, cu alte cuvinte avem pretenția să spunem că teza aceasta a conflictului între știință și religie este o teză localizată, foarte specific, ea apare în secolul XIX, este propusă de doi autori foarte erudiți, care propun o întreagă istorie a acestui proces, da? Iar noi încercăm, uitându-ne mai ales la surse primare, da? La surse despre care sunt revendicate de către această teză istorică a secolului XIX, să arătăm ceva ce nu e de fapt nici pentru noi foarte clar, și anume că există o legătură, o relație între știință și religie, dar nu e una simplă. Probabil nu este una de conflict, poate fi una de confirmare, poate fi cazul în care una construiește pe cealaltă. Și ce vom încerca să facem este să arătăm cum se manifestă acest lucru cumva de-a lungul istoriei, adică vom avea niște etape mari. De unde începem? Începem cu Antichitatea. Începem chiar cu Antichitatea și o să navigăm puțin perioada Greciei Antice și formarea școlilor elenistice. Și ce ne preocupă acolo în special este trecerea de la școala elenistică clasică în diferitele reprezentări, trecerea de la școala elenistică la formele romane de raportare la religiozitate. Și acolo e un punct foarte important, Cicero cred că îl surprinde foarte bine și Seneca mai departe îl extinde, și anume diferența dintre religio și superstitio, unde este deja un punct în care vedem cum se creează o fricție între ceea ce noi astăzi am numit peiorativ de multe ori religiozitate și religia în sensul acceptabil de stat ca fiind mai degrabă cutumă, normă, lege prin care oamenii se raportează corect la noțiunea de divinitate. Da, uite cum se împletea pe atunci, nu, religia, să-i spunem, sau manifestarea ei, că ne gândim la zei și atât în Grecia antică, în Egiptul antic, în Roma antică, cu știința, pentru că dacă ne referim la greci, știm prea bine școlile, da, știm de Tales din Milet, de, nu știu, Anaxagoras, Anaximandru, Anaximene și așa mai departe, da, deci toți cei care stăteau și se uitau la cum funcționează poate lucrurile din jurul lor, la fenomenele naturale, încercau să găsească explicații, observau cursul stelelor și așa mai departe, dar cumva puneau seama acestor fenomene care se întâmplau pe seama furiei zeilor, da? Deci cumva putem vorbi la un moment dat de o împletire a acestor două, a religiei cu știința, așa, în formele lor rudimentare, desigur. Cred că întotdeauna și nu numai în forme rudimentare, asta este iarăși o poveste, știți, care a fost propusă în mod istoric cândva. Ideea că Tales și presocraticii sau că mitografii, da, mai înaintea presocraticilor, erau superstițioși. Cum a zis și Ștefan, da. Seneca vine și ne spune lucrul ăsta. Uh-huh. Da? Deci noi cumva uitându-ne așa, în etape diferite, în etape istorice diferite, observăm de fapt cum anume se articulează o disciplină. Știință. Care știință? Știința anticilor, știința medievală, există asta, știința perioadei moderne, revoluția științifică, există așa ceva. Cum așa se întâmplă evident și cu teologia sau cu religia? Da? Aceste două discipline, noi zicem astăzi că sunt două discipline, n-am avut aceleași granițe mereu. În perioada modernă, care va fi un alt calup, pe care vom discuta, cred că săptămâna a treia, vom observa că în revoluția științifică, de pildă, foarte multe elemente
provin din religie, da? Sunt foarte, foarte, mult foarte puternic legate. Dar sursele revoluției științifice nu sunt numai experimentul sau experiența sau matematizarea sau observarea naturii, ci sunt, se întâmplă mereu pe background-ul unor preocupări, am putea spune teologice, da? Preocupări cu privire la salvarea sufletului, la viața după moarte, la preexistența sufletului și așa mai departe. Și sunt foarte multe cazuri pe care noi să discutăm. O foarte bună bucată din ce numim noi azi revoluția științifică nu este atât de revoluționar. Și asta e ceva ce mă puncta, da? Pentru foarte mulți autori cheie din perioada modernă, să zicem timpurie, dar din secolul 17, când se petrece revoluția științifică, activitatea științifică este o prelungire naturală a reflexelor teologice. Da? Și este foarte, foarte greu pentru specialiști să spun astăzi unde anume se produce ruptura. Ruptura, da. Dacă da. Există o ruptură. Da, uite, apropo că toată lumea și-a pus de ani, mii de ani, nu, această întrebare, apropo de teoria evoluționistă, despre care probabil veți vorbi și voi la curs, nu? Unde e partea de religie, unde e partea de știință? Știți celebra întrebare că dacă omul a evoluat din maimuță, atunci de ce mai sunt maimuțe, nu? De ce mai găsim maimuțe? Adică e clar că există în continuare, da, întrebări, sunt nelămuriri, cum justifică una, nu? Sau cum se justifică cealaltă? Deci cum rezolvăm lucrurile aici? E bun, nu cred că noi susținem că rezolvăm un lucru, ci din contră problematizăm și mai tare. Dacă nu avem conflict între știință și religie, atunci ce avem? Avem justificare, ați zis să-mi dat justificare, avem explicații, avem pur și simplu un punct de emergență, da, da. Avem o legătură mai... poate nici măcar nu avem o legătură pe deplin coerentă, da? Poate avem pasaje din Biblie care confirmă ceva. Da, sau uite că sunt pasaje din Biblie care se bazează pe evenimente istorice, nu? Uite, sigur. Cum a fost potopul, nu? Că, sigur, da? Acest episod cu potopul este un element foarte important din revoluția științifică și interacțiunea între știință și religie se vede, cred, cu atât mai mult în cazul științelor istorice. Dar potopul a fost, se zicea pe vremuri, da, un episod istoric care s-a întâmplat. Ei, ori asta, în a doua jumătate a secolului 17, devine un punct problematic cheie, da? Care ne ajută să ne gândim nu numai la acest element istoric, ci la cum construim evenimente istorice, da? Cum construim o știință a istoriei, cum putem construi episodul potopului, din ce? Din surse scrise? Nu prea avem surse scrise. Din Biblie este autoritatea scripturală suficientă pentru a reconstrui potopul sau ne trebuie altceva, poate ceea ce avea să numească cândva geologie, da? Deci aceste chestii sunt foarte, foarte legate și un lucru aș mai adăuga, că nu-i vorba doar de pasaje din Biblie, ci este mai degrabă vorba de felul de a citi Biblie. De interpretarea ei, bineînțeles. Interpretarea care astăzi tradiționale. Deci în secolul revoluției științifice se păstrează citiri tradiționale ale Bibliei, poate mai ales că vin spre Augustin. Și sigur, ușor, ușor se forțează această interpretare, dar nu este o ruptură, poate asta trebuie punctat. În lumea noastră, în lumea modernă, cum se vede, să zicem, în ghilimele, conflictul ăsta dintre religie și știință? Asta e un aspect important pentru că unul din lucrurile pe care am vrea totuși să tratăm, deși nu fac subiectul principal al întâlnirilor noastre, este aspectul, să-i spunem, antropologic, al modului în care conflictul acesta este receptat. Pentru că există o problemă foarte serioasă în ceea ce privește ceea ce unii antropologi numesc ca fiind teoria mimetică. Și anume, plecăm cumva de la întrebarea cum se face că acum 100 de ani era firesc, de la sine înțeles, că toată lumea crede în existența lui Dumnezeu și astăzi, cumva, în mod mai mult sau mai puțin ipotetic, exact aceeași entitate, masă de oameni, automat nu crede în existența lui Dumnezeu. Dezvârșirea lumii. Dar e foarte important de punctat faptul că aici avem de-a face cu o mimetică. Nu e omul de rând care a studiat mai multă știință și deodată devine altceva decât era înainte. E pur și simplu un mod în care cultura se mișcă într-un mod mai mult sau mai puțin inconștient, care trebuie de multe ori foarte bine definit, pentru că exact cu asta avem de-a face. Spuneați despre teoria ale evoluției. Se crede astăzi cu acest impersonal în teoria evoluției, nu dintr-o convingere științifică,
și într-o mișcare inconștientă a culturii care merge în direcția. În direcția asta, foarte interesantă. Alex Ștefan, vă mulțumesc tare mult că ați venit la noi și că am vorbit despre acest curs. Am reținut data, începe miercuri, da? La Fundația Calea Victoriei vă invit, da, să vă înscrieți, pentru că sunt foarte multe aspecte de descoperit acolo și uite ce lectori faini avem aici, ne-au trezit interesul, mă aștept cu drag între prieteni. Felicitări, vă mulțumesc, mulțumesc frumos, vă mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc, dragilor, că ați stat alături de noi, vă aștept și mâine, suntem tot aici de la ora 13. Mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Vă aștept, nu uitați să zâmbiți!